Salutare, prieteni! Continuăm cariera cu Steaua și avem o ofertă de la România să-i antrenăm. Haideți să acceptăm, mergem la Naționala României. Vor să-i calificăm la campionatul european, dacă nu mă înșel. Pe noi ne așteaptă meciul cu Viitorul, un meci foarte, foarte tare, iar apoi urmează Ajax. Da, așa este. Hai să jucăm aceste două meciuri. Nu uitați să dați un like, să continuăm seria asta, care devine tot mai lungă. Suntem pe primul loc. Ok. Un tare, tare curios ce va face Viitorul astăzi împotriva noastră, cea mai bună echipă din Liga 1. Vedem un pic echipa. Râpă, oare râpă să jucăm aici? Haide să-i dăm și lui șanse. Varela va juca cu Ajax. Silviu Lung înlocuit astăzi. Ok. Stanciu la fel. Jucăm cu o echipă un pic schimbată, pentru că avem un meci tare greu cu Ajax. Hai să-l băgăm și pe Marica în locul lui Ivan și aici vreau să joc cu Tudorie, așa ceva. Bun, hai să trecem la meci. Viitorul Steaua n-a mai jucat de foarte mult timp cu Steaua în cariera, cu Steaua n-a mai pus de mult un video. Uitați-l pe Morales, fostul nostru jucător. Jucător foarte bun, l-am vândut o sumă destul de bună. Știu că n-am mai filmat de mult cariera cu Steaua, dar m-ați dezamăgit la like-uri și cam asta este motivul. Dacă se strâng multe like-uri, facem în continuare, dacă nu, nu o să mai postez. Probabil o să închid și contul meu și nu o să mai postez absolut nimic. Poate când o să apară FIFA 17, până atunci nimic, nu știu, depinde de voi. Haideți să ne strângem cât mai mulți, pentru că mie unu-mi place cariera asta, dar nu mai filmez, doar mă joc eu de plictiseală, iar voi nu mai vedeți nimica. Depinde cum preferați și voi. Va urma și meciul cu Ajax. Un meci foarte tare. Steaua e obișnuită să joace cu Ajax. I-au scos atunci foarte tare la penaltiuri. Vedem Viitorul, scapă Bănel aici. Un tackling foarte bun al lui Grăman. Mastur. Mai departe pentru Hagi. Scoate trei jucători acolo al Viitorului. Aoleu, Bawab, fostul nostru jucător, un nou fost jucător al nostru. Reușește să ne tragă pe sfoară. Lovitură frumoasă. Fază frumoasă, Bănel a centrat al jucător. Și Bawab, execuție fantastică. 1-0 Viitorul. Puțin relaxați jucătorii noștri în campionat. Evoluții mult mai bune în Champions League, desigur. Dar suntem pe primul loc în campionat, deci asta dovedește că jucăm bine și în campionat și avem evoluții bune, rezultate bune. Acum va fi foarte greu pentru mine, pentru că ca antrenor aici, pentru că am două joburi și Steaua și Naționala, dar va fi interesant. Vreau să joc și cu Naționala. Așa putem selecționa toți jucătorii de la Steaua și să-l facem fericit pe Nea Gigi. Ar fi asta una. Dar o să luăm cei mai buni jucători, desigur. Viitorul destul de schimbat, mulți jucători noi. Probabil au vândut ceva jucători. Scapă Gheorghe aici, șutul lui Gheorghe, este 2-0 Viitorul.
Ce mai poate fi de spus? Bawab, din nou Bawab. Este pericol la Bawab, bară, mamă, ce meci. Ce meci face Bawab. Supărat tare că l-am dat. Bawab. Dar se pare că ești bun pentru viitorul, nu pentru Steaua. Așa că fii fericit. Intră bijuteriile noastre Stanciu și Alibec. Cele mai valoroase diamante. Haideți să vedem Marica, Alibec acum, pentru Ianis, care centrează, pasează în careu. Nereușit această fază, era bine să facem 2-1 acum. Mamă, e 3-0! Fai de capul meu ce face viitorul. Daniel Gheorghe. Ne dă două goluri astăzi, ciobanul ăsta. Nume de cioban. Iar băieții noștri nu pot să revină absolut deloc. Hai că asta e o fază frumoasă. Bine că ai dat în ăla, măi, Marica. Fai de capul meu. Dacă băieții noștri câștigă acel meci, eu nu mă supăr că pierd astăzi. Pe bune. Deci dacă câștigăm meciul cu Ajax, nici nu mă doare capul de meciul ăsta. Măcar să-l câștige pe ăla. Agi frumos pentru Marica. Însă Marica e Marica. Marica e Marica. Nu poate face prea multe. Aoleo, pericol 4-0. Ho-ho! Deci n-am jucat absolut nimic meciul ăsta. Nu mă pot concentra deloc. Absolut deloc, nu mă pot concentra. O să ne luăm noi revanșa, meciul cu Ajax. Parcă e meciul ăla când Steaua a pierdut cu 5-2 cu viitorul la casă, atunci când toată lumea spunea că e blat. Așa pierdem și noi astăzi, 4-0, frate. Ce meci. Ne-au rupt în două. Pentru că Drăghia n-are mânuși. Marica, hai de ultimă fază. Hagi pentru Alibec. Na. Se termină 4-0 pentru viitorul. Asta da înfrângere. Dar mi se pare că rămâne pe primul loc. O să vedem acum. Și Panduri a bătut 4-0 la Craiova. Toate echipele din grupa de Champions League au 3 puncte. Cât de tare e asta. Vedem că Alibec este top scorer. 4 goluri pe locul 2. Foarte tare asta. Ok, hai să mai facem antrenamentele astea. Pam, pac, pac. Ivan crește, Stanciu crește, ok, foarte bine. Și ne îndreptăm încet, încet spre meciul cu Ajax. Haideți să vedem ce echipă facem pentru acest meci. Aici în dreapta vom juca cu Enache. Aici Stanciu, Borceanu, intră Marin. În stânga cu Tănase. Săpunaru, Varela, Lung și Toșca. Cam asta este echipa. Hai să vedem ce putem în meciul cu Ajax.
Mergem aici în Olanda, pe Amsterdam Arena. Ce stadion! Însă Steaua este obișnuită cu acest stadion. Au pierdut la ei 2-0 atunci și acasă i-au bătut 2-0 și la penaltiuri. Acum toate echipele au 3 puncte în grupa asta. Fiecare meci e foarte important. Trebuie să facem cel puțin un egal astăzi, n-avem voie să pierdem. David Klaassen, ce jucător, dar și noi l-avem pe Stanciu și pe Alibek. Hai să vedem cum se comportă Steaua, sper că nu... sau nu se vor comporta cum s-au comportat cu Viitorul. Asta e un meci adevărat. Meci foarte tare. Chiar recuperăm mingea destul de rapid aici, chiar dacă este o greșeală celor de la Ajax. Sapunaru pierde și el. Jucător foarte experimentat, dar pierde. Marine, fii atent, pentru că îl omor și o să-l vând instant. Bine aici, scapă același Alibek. Alibek poate să fie golgheterul Champions League, e pe locul 2. La un singur gol de... mai știu cine era pe primul loc. Scapă Milka acolo, haide Toșca. Toșca, Bazoer, e pericol. E pericol, dar blochează până la urmă. Pasă pentru Ivan, ce șut are Ivan. Dar Boyer, foarte frumos acolo, parează. Steaua are ocazii, a doua ocazie deja. Toșca îl face praf acolo, El Gauzi. Haide bă Toșca, ia uite cum îl face praf pe Toșca, frate. Varela însă este bine, dacă Varela e bine, dacă joacă bine Varela, e ok. Mai departe pentru Ian, Ionez, Hamza. Haide Silviu Lung. Se va termina prima repriză pe care noi am dominat-o cap-coadă. Fază pentru Steaua în care ușut Alibek sau cine, nu, este Ivan, am impresia. Ivan poate aduce victoria stele astăzi cu Ajax. Din acest out bătut de Inache foarte bine pentru Stanciu, Alibek, șut din prima lui Ivan și este 1-0 pentru Steaua. Ho-ho-ho, Ajax, din nou surprinsă de Steaua, poate rămâne din nou acasă. Oh, bine, bine era faultul. Au, și e roșu, dar în minutul 90 puteau scăpa acolo. Valerica Găman se sacrifică pentru echipa noastră. Haideți să vedem, să scăpăm și de faza asta. Trebuie să scăpăm, Silviu Lung, ce paradă! Oho, minutul 90, Silviu Lung și este victorie pentru Steaua. Sacrificii imense făcute de jucătorii noștri pentru o victorie imensă. Oho, haide să vedem ce au făcut și Sevilla cu PSG. A câștigat Sevilla. Nu știu ce să zic, dacă e un rezultat bun sau nu. Noi oprim însă episodul aici, ne vedem data viitoare.